La începutul lunii septembrie a sosit în România o delegație din Republica Populară Chineză la invitația Camerei de Comerț și Industrie din București. Delegația, formată din profesor dr. Huang Shu și Henry Liu, a fost invitată de către vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie, domnul Mihai Andrițoiu, și în județul Vâlcea. Nu a fost prima vizită în județul Vâlcea a domnului profesor dr. Huang Shu și a domnului Henry Liu. De ce au venit și ce au văzut veți afla dumneavoastră. Profesor dr. Huang Shu este inițiatorul conceptului de terapie prin microchirurgie, prin acupunctură, brevetat în China cu numele său. Coordonator al grupului de experți de medicină tradițională chineză din cadrul Administrației de Stat de Medicină Tradițională Chineză din cadrul Ministerului Sănătății din China. Membru în Comitetul de Redactare al Jurnalului Medicinei Tradiționale Chineze, membru al Comitetului Academic privind diagnoza unică a specificării și evaluării tehnologiei de tratament non-invaziv. A publicat 28 de lucrări academice și a publicat o carte privind chirurgia prin acupunctură. A înregistrat sub nume propriu 10 brevete referitoare la tehnologie medicală și instrumentar specific. A primit numeroase premii și medalii, printre care diploma de aur la Congresul de Medicină Tradițională Chineză de la Barcelona din anul 2000, diploma specială a Organizației Națiunilor Unite privind protejarea mediului în anul 2004, premiu pentru contribuție remarcabilă pe plan național în 2009, nominalizat Omul Anului în Republica Populară Chineză în 2009. Henry Liu a absolvit Universitatea de Comerț și Management și, de asemenea, cursul de relații diplomatice din Beijing. A lucrat în Ministerul Afacerilor Externe chinez ca diplomat în Canada timp de 8 ani. În prezent are propria firmă de consultanță și, ceea ce este foarte important, domnul Liu promovează pe piața chineză vinul românesc. Doamne și domnilor, încercăm întotdeauna să vă oferim lucruri poate în premieră, dar și interesante despre ceea ce se întâmplă în județul Vâlcea. Așa că, mulțumită domnului Mihai Andrițoiu, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie București, avem ocazia acum să stăm de vorbă cu doi oameni care au venit de câteva ori în județul nostru și sigur nu vin doar ca să ne viziteze, să vadă ce județ frumos avem. O să aflați dumneavoastră pe parcursul acestei discuții cam de ce sunt aici în județul Vâlcea și ce se va întâmpla. Este vorba despre domnul Huang Shu, este profesor universitar, doctor, specialist în chirurgie prin acupunctură, și Henry Liu, domnia sa este diplomat, dar despre dânsii, eu cred că ne va spune mult mai multe domnul Mihai Andrițoiu, care sigur nu este doar vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie București, dar avem onoarea să ne fie și translator în această emisiune. Mulțumesc, și un mare prieten al Chinei sunt prin aceasta și începe, și vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea eternă de care dați dovadă. Într-adevăr, suntem a patra oară anul acesta în județul Vâlcea, repet, a patra oară în acest an. Camera de Comerț și Industrie București acordă o mare importanță relațiilor cu Republica Populară Chineză, are un birou la Beijing, spuneam și data trecută când am stat de vorbă, și prin biroul nostru de la Beijing am adus o serie de delegații din China în România. Această delegație care a venit atât de des în România este axată pe domeniul sănătății și domeniul universitar, domenii mai puțin atinse de celelalte delegații din China, și aș dori să vă spun că suntem chiar mândri că domnul profesor universitar doctor în medicină prin acupunctură, domnul Huang Shu, a acceptat invitația noastră a Camerei de Comerț și Industrie București să vină în România, însoțit de domnul Henry Liu, un vechi prieten al României. Domnul Henry Liu a fost de 40 de ori până acum în România, a exportat sute de containere de vin din România în China, este un mare promotor al vinului românesc în China. Vă spun că știe vinul românesc mai bine decât mulți români și cred că asta spune totul. Să sperăm că de-a descoperit și vinurile de Drăgășani, podgorile importante, dar vom vorbi cu permisiunea
domnului Henry Liu, cred că aș adresa câteva întrebări domnului profesor, pentru că trebuie să mărturisesc, vă spuneam și dumneavoastră, înainte de a veni să fac acest interviu, am căutat pe internet să văd ce înseamnă chirurgie prin acupunctură. Acupunctura știu cât de cât ce înseamnă, chirurgia de asemenea și mă bucur că, iată, pot să aflu de la sursă ce înseamnă chirurgia prin acupunctură, dacă vreți să îi spuneți. Well, before this interview, she tried to find on the internet what does it mean, surgery by acupuncture. So she found surgery, she found acupuncture, but she doesn't understand very clearly what does it mean, surgery by acupuncture. And she would like to ask Professor Dr. Huang Xu about this new concept for us. 前面的介绍不翻，现在这样。 Louder, louder. 这位女士呢，就是在跟我们见面之前啊，对这个针灸、对手术都做了一些研究，但是呢，这个手术呢，就是 I'm sorry， 这个手术的研究呢，就是。 这个有一个问题，他们就是找不到为什么那个说叫针灸手术或者微创手术，他现在呢就是说针灸和手术连不上，所以他特想知道让你给我们讲一下，就是你的这个创造发明啊，让当地的社会了解一下。好，这是这样，这个在西方人所了解的针灸是一个很细的针。 但是在中国来说呢，在2000年前，它这个针呢不是一根很细的针，而是呢有很多种。当时我们把它称为九针。那么实际上呢，不只是九种，在中国九是多的意思。Okay, first of all, Chinese acupuncture technology has been invented over 2,000 years. Tehnica tratamentului prin acupunctură a fost inventată în China acum peste 2000 de ani. From a current human being understanding, acupuncture, the needle, should be very thin one. După cunoștința tuturor și după cunoștința chinezilor, acul de acupunctură trebuie să fie foarte subțire. But actually, it is not correct. Dar de fapt nu este corect. Nu este așa. Since, you know, 2000 years ago, the Chinese inventor invented, you know, acupuncture at the time, there's many type of acupuncture needles, and they have a thin one, they have a thick one, so we name it as nine needles. Nine? Yeah, nine needles, but actually it's not nine kinds of needles. Nine in China is the big number means many. Și dacă stăm să ne uităm cum a fost inventată acupunctura acum peste 2000 de ani, acele erau diferite. Erau ace subțiri, erau ace mai groase și de aceea am denumit tehnica aceasta pe vremea aceea tehnica cu 9 ace, pentru că în limba chineză 9 înseamnă de fapt foarte mult, nu cifra 9 în sine. 这个九针呢，它有粗的针，有细的针，有圆的针，有尖的针，还有一些呢像手术刀。So, originally, when we talk about so many type of needles, there's a thin one, thick one, a round one, square one. However, among them, some of them, you know, look like a knife. Deci aceste ace pentru acupunctură, indiferent cum vorbim de ele, că sunt mai groase, mai subțiri, mai rotunde sau chiar pătrate, sunt unele ace care arată ca niște mici cuțite. Ne-am spus,
像刀一样的带刃的针扎进去，然后呢进行里边的这种切割。At the very beginning, at the time of ancient Chinese time, acupuncture is not separate from surgery operation, because you know at the time we say there's a whole system. Some to treat some of the disease, the thin needle may work, but to some others, so. The doctor may use a thick one or like a Weissen way, you know, to cut a little bit inside. So, but of course, you know, it's not a quite open one. Încă din cele mai vechi timpuri, tehnica acupuncturii însemna sigur și să lucrezi cu niște ace subțiri, dar de asemenea să folosești alte ace pentru a proceda ca la un fel de operație, adică să tai puțin, fie bineînțeles, nu tăind foarte mult. Asta este ceea ce avem în România, nu este ceea ce avem în România. 内涵. Whatever just now I described, that's the real, authentic and the real Chinese acupuncture. So it's not like nowadays people understanding to be narrowed down, just very thin needle. That's only a small part of that. So that's why, you know, our medical history, our acupuncture has been, you know, reached so many years, very successful achievement. Cum după cum v-am descris, tehnica aceasta acupuncturii este clar că este o metodă foarte variată. Nu doar ceea ce știm sau ceea ce se știe pe plan mondial, că doar se înfinge un ac mic, asta este doar o mică porțiune din tehnica prin acupunctură. Tocmai pentru că are un spectru atât de larg, medicina prin acupunctură a ajuns la performanțe deosebite. Sigur, acum l-aș întreba dacă va aplica această tehnică în clinica din București, ca să ajungem și la pas cu pas să ajungem la Vâlcea. Will Dr. Huang apply this technique in the clinic in Bucharest? 您打算把这项中国的独特针灸技术带到罗马尼亚吗？比方说，甚至是用你的这个这么成熟的技术，在罗马尼亚布加勒斯特的诊所开展业务吗？ 我们来的目的就是想把这个技术带到罗马尼亚。布加勒斯诊所，很快就要开业。To come to Romania to invest here is, of course, you know, to bring complete technology to Romania, and our clinic in Bucharest is going to be open very soon. Scopul nostru de a veni în România și de a investi în România este de a aduce întregul spectru al medicinii tradiționale chineze în România și clinica noastră din București va fi deschisă foarte curând. Și acum ajungem la legăturile cu Vâlcea, pentru că i-ați adus aici, ne bucurăm foarte mult. Ce au văzut și ce planuri au în legătură cu vizitele în județul nostru? And now coming to our, let's say, main problem, main item. After the clinic in Bucharest, you came to Vâlcea several times. What are your intentions here in Vâlcea? And she thanks you very much for coming here. 这个当然了，我们已经听说布加勒斯诊所要开业了。那么，随着你们到罗马尼亚来的次数增多，那么我们也知道你们到沃尔察地区来了，而且来了几次了。
那么你们开完诊所，比如在沃尔察地区还要做什么事情？那就翻脸的吧，好吧，就接着说吧。我还没说完呢。啊，接着说。刚才说哪儿了？到沃尔察，你不是说这儿地区考察非常好？我们来了几次，到沃尔察，对这里的，对这里非常感兴趣。这里呢，有非常好的自然环境。也有非常热情的沃尔察人，那么这里有盐矿，有温泉，有泉水，有好的空气，都是对搞我们中医养生的好地方。沃尔察 as such a nice place, which.Has very rich resources about different type of spring, and also many or large quantity of reserve of those salt and big salt mine. Vâlcea, care este o zonă foarte frumoasă, pe lângă aceasta are o mare varietate de izvoare termale.Și de asemenea o mare rezervă de sare. Of course, you know, since we've been here a few times from the government, from the local people, we get in touch. We feel, you know, the local people are very friendly. And we think there's a very good potential to link Chinese traditional medicine.Or medical way to very rich virtual resources, so we can upgrade certain kind of you know people health or maintenance standard. Și având în vedere că am venit aici de câteva ori, am constatat că atât pe plan local oamenii sunt foarte prietenoși, cât și autoritățile locale, Consiliul Județean s-au dovedit foarteprimitori și considerăm că putem lega medicina tradițională chineză de bogatele resurse în ape minerale din Vâlcea, astfel încât să lucrăm pentru ridicarea standardului de sănătate din acest punct de vedere a celor care vor veni aici. So, yeah, not finished. So, of course, you know, all the, our action has been led by the Chamber of Bucharest.Mr. Mihai, and also, you know, we should give a special thanks for them, and also to all the Vâlcea provincial and the city government. And definitely, you know, we do have a serious interest to do something here. So we thank you all. Și dorește să mulțumesc și să sublinieze faptul că aceste delegații s-au derulat sub egida Camerei de Comerț și Industrie București și vreau să mulțumesc și pe această cale atât autorităților din județ, autorităților de la Consiliul Județean, cât și autorităților locale din Vâlcea, din zonele pe care le-au vizitat. Concret, totuși, în ce mod s-ar putea folosi resursele despre care a vorbit? Într-un mod de un parteneriat sau chiar de o investiție proprie pentru a le folosi în împletire cu medicina tradițională chineză. Specifically, how do you intend to work and to cooperate in order to use this kind of resources? By in partnership with the local authorities or investing in different fields in this area?我们特别想知道，就是你们对这有兴趣，那么你们计划或者打算，做些什么呢？那比方说是和本地政府合作，去开发一些这个康复旅游项目，还是说，当然也有一些或者你们自己的投资去做一些其他的相关于这个，中医药，康复养生项目。沃尔察的环境和条件，和中医药要结合起来。那这个作用应该是非常大。那么我们呢，首先要宣传沃尔察，像在中国宣传和在全中
世界的其他地方也要宣传乌尔茶。那么我们的中医药呢，和乌尔茶的像盐矿啊、盐池啊、温泉，还有这里的草药结合起来的话呢，可能会有一些新的一些业务和提高它的疗效。那么我讲完了。那么这个这样的话呢，就可能吸引更多的人，起码像中国人他会来到这里，因为中国人很需要乌尔茶这样的环境和中药配合以后对他们的作用。I deeply believe that to combine TCM, traditional Chinese medicine, with local resources, such kind of, you know, salt mine, salty water, different type of spring water. So to combine all these together, for sure we can upgrade or create some new way to do the human being health maintenance. And the way we're supposed to do here is that, yes, we do intend to cooperate with the local government. We may engage certain kind of, you know, PPP project. And of course, you know, we definitely, you know, will introduce many, many, you know, potential investment here as well. When we create that, Dr. Huang mentioned, it is very important to promote Vercha area, not only in Romania, but also in other EU countries, in Middle East, of course in China, and such kind of nice environment. We deeply believe most Chinese people, Middle East, or wherever, you know, the interesting people, they are going to jump over here after our promotion. Bineînțeles că ne gândim atât să intrăm în parteneriat public-privat cu autoritățile locale, dar și să aducem investiții din China pentru a folosi resursele din județul Vâlcea împreună cu medicina tradițională chineză. Și de asemenea considerăm că, având în vedere frumusețea locurilor, dar și bogăția de ape minerale, atât apă sărată, naturală, cât și izvoarele termale sau izvoarele curative care se află în județul Vâlcea, acest județ trebuie promovat. Sigur că trebuie promovat și în Uniunea Europeană și în Orientul apropiat, dar, bineînțeles, și în China. Și noi vom face acest lucru de a promova caracteristicile județului Vâlcea. Foarte bine pentru noi și foarte interesant. Înțeleg din câte s-au spus până acum că probabil a vizitat și a văzut Ognele Mari cu apă sărată, Călimănești cu apa termală, probabil izvoarele de la Govora și sigur că toate acestea pot fi folosite. Dar specific s-a gândit la o localitate anume unde va investi? As far as I understand from your answer, you have seen probably Ognele Mari for its salt water and salt mine, and probably you have seen Călimănești and also Govora. Do you have in your mind a certain place or specifically where you will start your investment? 当然，我们也做了一些了解。我们知道，就跟政府这边，我们知道你们看过盐矿了，然后去那个盐矿那个城市，你们也考察过两三次了。那么还有这个我们这个 Govora 就这个20几公顷地的地方，那么特别想知道呢，就是说你们计划如何开始或者准备做一些什么样的投资项目？You may say Henry, because public letter of intent are public, they are already published on the internet. 因为那个呢，就是像我们那个意向书给政府的那个是需要公示的，那个不能，那个就是等于人家整个社会都知道。这个我们跟政府合作，然后一个方面呢，就是我们要建设一些
有中药特色的这样的一些场所，像一些这个康复和治疗的场所，再有呢，要建设一些这个养生的一些能够生活和住宅的地方，还有就是我们想培养我们乌尔察地区的。 年轻人来掌握这些中医药的技术，来为这个更多的人服务。那么这个当中呢，在盐矿来说，我们已经有打算，把一些中医药的理论和盐矿结合起来，这样的话呢，可能会有很多高端的。 这些客人过来，而且还有一些能长期在这里，或者是一定时期在这里养生的人，那么呢，建立一个国际医疗旅游的这样一个环境和条件，那么把这个国际上这些有钱的人，或者呢需要这样治疗的人，带到我们这里来。 同时呢，我们培养的咱们当地的这些技术人员，这些年轻人就可以在这里就业了，为他们进行服务。As you may heard about, you know, the letter of intent with the city of Gaura, so we supposed to start. Also the city of Okanamali. We're supposed to do some project to set up, to invest as a healthy or recovery center base. So, după cum probabil ați auzit, am depus scrisori de intenție la Govora și la Ocnele Mari pentru a investi și a face centre de recuperare post-operatorii. So all these, we try to invest, okay, within this space. What we're supposed to do is that, you know, we are going to, of course, you know, to utilize TCM, traditional Chinese medical way, together with, to link with local good resources to set up some recovery facilities. And among them, we are going to set up such kind of, you know, treatment center, recovery center, also even, you know, the training center to bring our technology to virtual area, to Romania, of course, to introduce TCM technology through here to whole EU country. Deci în aceste zone vom crea centre de recuperare bazate pe medicina tradițională chineză. De asemenea, vom face și centre pentru școlarizarea personalului care va fi folosit în aceste centre de recuperare bazate pe medicina tradițională chineză și în cooperare sau utilizând bogatele resurse în domeniul apelor termale și curative din județul Vâlcea. We deeply believe our project will brought real wealth to the local society. This is, will be win-win project, so we will create more employment and also give a more, you know, like a training to the local young people. And also, meanwhile, we are going to bring, of course, you know, many probably at the very beginning from China, but later on, you know, all over from the world, you know, good customers here and to consume here, to enjoy the environment here, to enjoy our facilities. Bineînțeles, credem cu putere că aceste investiții vor aduce beneficiu comunităților locale și vor crea locuri de muncă și treptat vom aduce la foarte mulți pacienți din China, dar ulterior și din alte țări.
Acum noi jurnaliști avem un mare defect. Lucrăm cu informații concrete și într-un univers, într-un orizont de așteptare de la scrisoarea de intenție și vizitele și descoperirea resurselor și analizarea oportunităților până la, nu neapărat deschiderea unor centre, un contract ferm, cam care ar fi orizontul de așteptare, cumva? We journalists, we have a disease. We have to have specific answers. So I would like to ask you, what is your horizon of time between the letter of intent and the first contract, not opening of a recovery center, but the first contract with the local authority or a first contract of investment? Okay. 我们的职业病就是刨根问底儿，当你们说这个高尔这个项目，你们希望建那个康复啊，这个项目的时候，从我们知道已经这个意向信已经给政府了，那在你们的意向中或者计划中，当然不是说你那什么时候开业，那肯定需要一段时间的。那我们特想知道，比如最后什么能落实，什么时候能尽快跟政府签订合同。 这个什么时候能落实呢？这个不完全取决于我们。我们呢，是很及时的也过来了。我们在中国呢也进行了大量的宣传，和准备。比方说资金的准备，还有中国政府的一些支持，还有呢中国的一些。 投资者们，这个给他们的一些联络和宣传，那么可以说中国这边呢，对这边是比较有信心的，因为这边的资源对中国是非常有用的，比方说中国很多城市的空气呢，污染比较严重。 那我们在盐矿和这个地区呢，可以通过中医药和这里的环境治疗它的这个肺，起码说能保健它的肺，把它的这个肺的一些污浊的东西洗干净。那么我们就在等待罗马尼亚的法律程序，等待政府最后。 Be honest with you, we since last time and since we already submit a letter of intent, we prepare a lot in China, which includes investment, certain investment amount money, also discuss with the Chinese official and also civilization and so many support from them. Deci de când am depus scrisoarea de intenție care a fost la începutul lunii august, noi am dus o muncă deja în China, avem o parte din banii din investiții, am discutat cu oficialitățile statului chinez și am făcut pregătirea înainte de a veni acum din nou a patra oară în România. Of course, we like your question very much. Actually, we have a similar question like you have, because when do we should sign the contract? It not only depends on us. So it depends on here the local official here as well. So. Of course, we are waiting to sign that, today. So, we are ready. However, we are expecting tomorrow a very fruitful meeting with Governor Cameron. Această întrebare care mi-ați pus-o este o întrebare foarte bună. Așa v-am putea întreba și noi pe dumneavoastră. Desigur, semnarea unui contract depinde de ambele părți. Noi, dacă ne întrebați, l-am putea semna și astăzi. Însă pot să vă spun că mâine ne așteptăm să avem o întâlnire foarte fructuoasă în Govor.
E un răspuns, mai mult de atâta nu pot să cer, dar asta înseamnă că nu va dura foarte mult până când vom vedea finalizată acțiunea vizitelor dumneavoastră și sigur vă pot asigura că în Televiziunea Vâlcea 1 veți avea un partener permanent, pentru că nouă ne plac oamenii care vin să facă lucruri bune aici la noi. I know that the answer is very sincere and I like it, but I would like to stress once again that Television Vâlcea 1 will support you all the time, because Television Vâlcea 1 is welcoming all the people that are coming with such intentions in our county. Da, mai am totuși câteva întrebări. Asta este, v-am prins acum, vă chinuiesc. I still have several questions because I caught you now. Okay, so before the question, shall I translate? Yes. 这样，就刚才我，因为他要接着说，我让打断他。这样，就是我们就是非常从我们电视台或者媒体角度来讲，我们衷心的欢迎你们，这是第一。第二呢，我要告诉你们，作为我们乌尔察地区的就是最主要的电视台也好，电视频道一台，我们会永远跟踪，我们也会永远支持你们的项目。Thank you. So. Thank you. Acum, aș vrea să-l întreb în Henry Liu, pentru că e clar că dânsul venind de 40 de ani fiind de 40 de ori fiind un veteran al vizitelor în România și al afacerilor cu vinurile noastre extraordinare, de care ne bucurăm că le promovează în China. Sigur, probabil că domnia sa l-a adus pe domnul profesor în România. La invitația Camerei de Comerț. La invitația Camerei de Comerț. Dar după aceea, totuși, China are o înțelepciune milenară. Dar și noi creștini avem câteva lucruri demne de remarcat. Noi creștinii credem că nu există întâmplare. Și l-aș întreba pe domnul profesor de ce a ales România când lumea întreagă este la picioare și în problemele de sănătate absolut toată planeta este amatoare de metode tradiționale chineze. Very nice question. So, she can understand that you have been coming now here to Romania and to Vâlcea because you are a big promoter of Romanian wines. And okay. You have been so many times in Romania and you know the Romanian culture. But taking into fact that Chinese culture is full of wisdom and very, very old, she would like to ask Professor Dr. Huang, why did he choose Romania and not other countries, since a lot of countries are willing to receive traditional Chinese medicine? Very good question. 这个他问一个问题是这么说的啊，他说因为他了解了我们的背景嘛，他说我呢到罗马尼亚来这么多年哈，这么多次，这个对罗马尼亚已经有很深的感情和这个很多的了解了。虽然呢这个你也已经来了几次，但是呢他对这个，因为你是这个中药的专家，中医药的，而且这个非著名的，那么他就想问一个问题，在世界各个国家其实都非常需要中国的中医药和传统中医药，那么为什么你偏偏选在罗马尼亚呢？好，这个问题问得非常好。选择地方也不是轻易就能够选择的。我呢在全世界走了非常多的地方，不过非洲没有去，其他几乎都去了。我一段一段翻。You have a very good question give to me, or give to us. Of course, to select one country or one place to start the business, it is very hard to everybody. I've been to all over the world except Africa, such like North America, European, other countries, and in Asia as well. So the reason I choose here, of course, you know, I have a very strong reason. Întrebarea a fost foarte bună. Evident, pentru a alege o țară de destinație, pentru oricine este greu. Am fost în multe locuri din lume, cu excepția Africii, în America de Nord, în America de Sud, în Europa, în Asia, evident.
dar am să vă spun motivul pentru care am ales România. 我在许多国家讲过学，那么从美国也好，这个东南亚也好，我还是比较了解这些地方的。那么我在德国呢，有两年，在那里做手术，我在印度尼西亚，建了两个医疗机构，我这些都去过，美国呢也不断有人请我过去，还有加拿大也不断有人请我过去，那么后来呢，我也是在一个偶然的一个情况下，也就是这个就是我的搭档，刘先生，在说到罗马尼亚，那么我就很愿意的来了。OK， 你先翻。好，I've been invited as expert or professor to give lots of speeches in lots of universities all over global areas, of course including United Nations, including many universities located in United States. Also, I have successfully established my own medical institution in Indonesia for many, many years. And during time of 2004 and 2005, I was honored to be invited as a surgery doctor from Germany. And the Minister of Health of Germany issued me a surgery doctor license or certificate there. So, I've been here, all over, but I understand the situation really well. To compare with here, of course, I have a pull by my partner, which means me, that's why, and to come over here, and finally I found out, here is the best place to start our cooperation and our business. Bineînțeles, călătorind foarte mult în lume, am fost invitat să țin diferite discursuri sau prelegeri în multe orașe din lume, să țin aceste prelegeri pe teme medicale, inclusiv la ONU, am ținut o astfel de prelegeri, la multe universități din Statele Unite. De asemenea, am avut onoarea să fiu chirurg 2 ani de zile în Germania și după atâția ani de experiență în multe țări, Olanda, Germania, țări din Asia, deoarece am avut clinica mea privată în Jakarta, în Indonezia, cu ajutorul partenerul meu și prietenul meu, domnul Henry Liu, dânsul mi-a spus să vin în România, să văd cum este România. Și venind în România, mi-a plăcut foarte mult și am decis să vin și să realizez investiții aici. Ceea ce e rău. Ca și中医药是一个东方的文化，这文化之间呢，能不能相融，这是很关键的，就是你对它了解不了解，对它的价值。知道不知道，你对他的需求，有没有，那么从文化的这个接受上，还有法律方面，对他容忍不容忍，那么还有一个呢，是最关键的，就是两国之间的人民有没有感情，啊，你像我们在印尼。这个感情就很淡漠，啊，在德国呢，只是在技术方面的交流，但是都不会激起我的一种热情。那么在来了罗马尼亚呢，因为我们知道，我们小时候就在看，多瑙河直播，看布隆贝斯库，等等这些，我们对罗马尼亚，
这些呢都知道两国人民的感情非常深。嗯，TCM, or to say traditional Chinese medical, is type of staff of representative of culture, of our nation culture. Medicina tradițională chineză este o reprezentantă, o parte a culturii chineze. So, to introduce or to accept the other nation's culture, whatever, so need kind of, you know, like a knowledge and also, you know, need kind of, you know, foundation. Și ca să accepți și cultura altor popoare, îți trebuie totuși o fundație, o știință. So, for example, you know, to compare with like Indonesia, although I have a hospital there, but, you know, there's no way to compare Indonesia, China, and Romania, China. Dar vorbim de exemplu despre, dacă vorbim de exemplu despre Indonezia, unde am un spital acolo, sunt proprietarul unui spital acolo, nu putem compara relațiile dintre China și Indonezia cu relațiile dintre China și România. For me to work in Germany, I feel just kind of, you know, technology or, you know, exchange. Când am lucrat în Germania, m-am simțit ca într-un fel de schimb de tehnologie. Of course, you know, as everybody understand, you know, China, Romania is a real friendly country and we grew up with a very famous tradition, many Romanian movies, such as the Wave of Danube River, etc. Și trebuie să înțelegeți că, revenind la relațiile dintre România și China, noi am crescut în China cu multe filme românești, ca de exemplu Valurile Dunării, și vă spun că am înțeles ce a spus și în China, ascultându-l pe Ciprian Porumbescu. So, yes. This is why, you know, like when we came to Romania, we found out like our second home, because the people are so nice, friendly, and we have so good relation, you know, history in the past. This is our solid foundation for our business for the future. Și când am venit în România, am constatat prietenia pe care o are poporul român pentru poporul chinez și relațiile noastre sunt vechi, din trecut, și aceasta constituie o bază solidă și pentru cooperarea de acum. Thank you, thank you. Aș mai vrea să-l întreb pe domnul profesor dacă în momentul în care am înțeles că din București va da repede drumul la clinică, va fi un fel de navetist internațional între Indonezia, China, România. So, she would like to ask Dr. Huang, after putting into operation of the clinic in Bucharest, probably Professor Huang will become like an international commuter, commuting from China to Indonesia and from the Indonesia to Romania and back to China and back to Romania. No. 他说那你要是当你的诊所布加勒斯诊所开业了，沃尔查的业务也都开始了，那你肯定没时间了，你就忙坏了。又得再从中国，又得到印尼，又得跑到这儿，然后最后得来回这么转着来了。嗯，我可能安家就在罗马尼亚。I intend to move to Romania, so no need to travel. Intenționez să stau în România, așa că nu să călătoresc foarte mult. Did you taste the wine of Drăgășani? I told you that's a vineyard. Very in the yes. In the vicinity. Dus? Nu l-am dus încă la Drăgășani, dar a băut vin de Drăgășani. Vă mărturisim că o să bem și în seara asta, după interviu. Și sunt convins că după ce a fost la Jitvei, la Huș, la Focșani, la Miniș, în Prahova, lângă Miniș, la Hollywood. La Hollywood. Așa? Da. După ce a promovat sute de containere de vin în China și se pune, cel puțin la Jitvei, se pune covorul roșu când intră, sigur va ajunge și la Drăgășani.
Îl așteptăm, cum să nu. Așteptăm ca autoritățile noastre, că am înțeles că, sigur, într-un contract sunt doi parteneri, dânșii spun că sunt pregătiți, așteptăm ca și partea noastră, părțile noastre să fie pregătite și să vedem la lucru modalitățile prin care medicina tradițională chineză se îmbină cu resursele noastre. Pentru că am putea fi și noi niște învățăcei foarte, foarte cuminți să învățăm. Toată viața învățăm, ne-am dorit să învățăm și noi cât mai multe. As you have well said, in a contract there are two partners. And we, Television One Vâlcea, we wait that the local authorities, the local government should support you and help you and sign the contracts and do the investment to a good end, because we promise you we will be very good pupils and learn from you. I'm very much. 当然作为媒体我们会一直监控，我们不但我们支持，我们也要监控着他们支持，这是一个。但是从这个中医，从你们的文化来讲呢，那当然这么悠久的历史，他说我希望呢作为这个电视台我们的一台或者什么，我们希望我们能够成为你忠实的小学生，很谦虚，很谦虚。你说如果感兴趣，我们可以以后可以讲很多中医方面的知识。 Of course, you know, you are warmly welcome to understand, to learn our TCM. And of course, you know, if you have time, have an interest, I don't mind, you know, to give you more like introduction step by step. Yes, I like that. I like that. One more question. I learned a little Qigong. Okay. Yes. Yeah. And I want to know if in China it's very popular Qigong. It's important Qigong. 他说我在这儿呢，我也学过一点气功。 但是我，Lin Kaiting，it's a Chinese in Romania。有一个气功师或者医生吧，叫林开庭。 他在这儿可能给他教了一点，他说呢，这个气功在中国的情况非常的大众化吗？还是怎么样啊？在中国呢有很多种功法，从民间的、官方的，还有宗教的，它可以说是非常多的这气功功法。 那么这个气功呢，在古代没有这个词儿，古代叫这个什么导引图呢，这是在汉朝的时候，这个挖出来的那个马王堆挖出来这个导引图。嗯嗯嗯。Be honest with you, in China there are many method or ways, to do the health maintenance. Of course, you know, qigong is one of them. In ancient China, there's no such kind of name. This is like we say the new word. because in Han Dynasty, which means Han Dai 1800多年了吧? 2000. Okay, almost like 2000 years ago, we already checked the ancient documentation. At the time, they say 那四个字是什么? 导引吐纳. Okay. At the time, they named this one Dao Yin Tu Na. Dao Yin means to lead, to attract. Tu Na, Tu means, you know, to breathe out, and Na means breathing. So this is a kind of original Chinese Qigong. Not Qigong. Qi means a breath. You know, yes, but gong means a function, right? Energy and breath. Thank you so much. Thank you. Aș vrea să mulțumesc domnului Mihai Andrițoiu. Sigur că domnia sa ar avea să ne spună multe. De data aceasta ne-a onorat să ne fie traducător
Și de asemenea domnului Henry Liu, care și domnia sa a fost aducător, dar de altă parte, sigur și domnia sa ar putea să facă obiectul unui interviu separat. Dar să sperăm că odată ce se va finaliza investiția în județul nostru, vom avea ocazia să-i mai întâlnim, să le mai răpim din timp. She would like to thank you us all. She would like to thank to me, to the Chamber of Commerce and the Industry of Bucharest, to you, that you are a promoter, such a good promoter of Romanian interests and Romanian wine and Romanian culture, because wine is part of the culture in China, and to thank to Professor Huang, and she hopes in the name of Television Vâlcea One that the investment will be done successfully and the local authorities will support you. And thank you once again. 最后感谢我们这个团队，感谢这个商会米哈伊哈，然后呢感谢我的这个把你带来介绍，然后这个对罗马尼亚这个文化在中国的推广，感谢你对罗马尼亚的这个深情厚爱，而且能够把中国的这个中医古老中医技术带过来，所以他呢衷心的祝愿这个。 我们和本地政府、本地的项目合作成功，尽早结出丰硕之果，所以最后再次感谢。好，我们也感谢。We give a special thanks to our Vâlcea TV. Thank you. Thank you. Thank you.